Prietenul familiei Borcea, Cătălin Botezatu, a primit cu stupefacție vestea arestării omului de afaceri. Designerul a retrăit parcă momentele de groază prin care a trecut atunci când și el a fost după gratii. Omul acum e la necaz, la un mare necaz, mai mare ca asta nici nu cred că se poate, e groaznic. Cătălin Botezatu pare devastat de vestea că prietenul lui, Cristi Borcea, a fost arestat. Chiar m-am întristat acum, numai când mă gândesc la toate lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă, apariția acelui copil înainte de acest scandal, apoi scandalul cu Valentina care o tâmpenie și nu în ultimul rând reținerea lui. Când ești acolo, ai impresia că totul se oprește în loc, ai impresia că viața s-a terminat, că nu mai ai nicio șansă, că ești un neînțeles. Deja, abia când ești în asemenea momente, îți dai seama ce înseamnă o clipă de libertate. Designerul a fost năpădit de amintirile din perioada în care a fost încarcerat. Am văzut negru în fața ochilor și practic nu m-am mai gândit la nimic. M-au legat la mâini și la picioare cu cătușe și abia când am ajuns jos în carcere m-au dezlegat pentru că fusesem agresiv și asta meritam. Și acum rănile acelea mă ustură îngrozitor. Chiar dacă au trecut 18 ani de atunci, Cătălin Botezatu nu va uita niciodată iadul prin care a trecut. Eram disperat că voi putrezi acolo și că nimeni nu mă ajută.